Ploile căzute în ultimele săptămâni au provocat numeroase pagube. Acestea au afectat culturile, gospodăriile, locuințele oamenilor, dar și mai multe drumuri naționale și județene. După ce drumul național 73D a fost închis în urma alunecării de teren de pe raza comunei Boteni, municipiul Câmpul Lung riscă să rămână și fără drumul național care face legătura cu Târgoviște. În urma ploilor de la finalul săptămânii, o viitură a lovit puternic pe raza comunei Stoienești, afectând o mare porțiune din drum. Autoritățile locale au semnalizat zona, însă cum pe această rută circulă mașini de mare tonaj, riscul ca drumul să se rupă și să devină impracticabil este iminent. Acest drum 72A, care tranzitează comuna noastră, în afară de faptul că joi s-a bătut o ploaie puternică în zonă și Valea Stoieniștii, care se situează de-a lungul acestui drum, a venit atât de mare încât a inundat, a ieșit din albie și a inundat tot drumul de la capăt la capăt. În orice moment e posibil să rupă drumul definitiv în ideea de a se întrerupe circulația pentru faptul că pe acest traseu circulă o grămadă de mașini cu tonaj foarte greu. Potrivit edilului din Stoienești, drumul național 72A nu a fost niciodată consolidat sau reabilitat de când a fost construit. Eu am început demersurile și către Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. DN-ul acesta 72A care face legătura Câmpul Lung Târgoviște, de când a fost construit, probabil că aproximativ 60-70 de ani, n-a fost nicio intervenție, nicio reparație făcută la acest drum și vreau să vă spun că e deteriorat de la cap la cap, începând cu podețe, cu tot ce cuprinde carosabilul și scurgerile de căraie și toate podețile care se află pe acest DN-ul, sunt podețe cu piatră zidită, nici din beton, sunt făcute de acum 100 și ceva de ani, care n-a suportat niciun fel de intervenție până la ora actuală. Vorbind de la Lăicării jos, a fost intervenție făcută de reparații, cred că de 3-4 ori. Și în zona Argeșului până la Lăicării n-a fost niciodată de când a fost drumul construit, de când a fost turnat asfaltul. Nici o intervenție, în afară de faptul că s-a stupat două gropi în școlea. Atât. Am solicitat și solicit în continuare ca să intervină compania de drumuri și autostrăzi, să se deplaseze, să facă o constatare bine la fața locului, să-și dea seama că acest drum n-a fost intervenit niciodată și avem nevoie de intervenție, avem nevoie de consolidare a acestui drum, mai ales tronsonul ăsta, Valea Stoieneștilor, pentru faptul că ați văzut, ați luat imagini, știți despre ce e vorba și ați văzut că nu mai e de întârziat. Tinde să se întrerupă acest traseu. Cum de multe ori viiturile se produc și din cauza unor blocaje pe cursurile râurilor sau pârâurilor, Ion Marin a dorit să atragă atenția deținătorilor de păduri să-și curețe zonele pe care le administrează pentru a fi evitate situații grave. Toți proprietarii de pădure din zonele aferente pârailor au obligația prin lege să-și controleze pădurea și toate lemnele care a rezultat din uscături sau putrigaie sau din defișere pentru lemn de foc sau pentru exploatări, să pună mâna să-și facă curățenie pentru că am avut probleme de inundație a caselor din cauza lemnelor rezultate din pădure tăiate. Le-a întrenat apa, a făcut baraje și ne-a inundat câteva gospodării din acest motiv. Proprietarii sunt obligați prin lege să-și facă curățenie în pădurea care și-o gestionează. Atât statul cât și proprietarii, persoane fizice sau obști. Până la acest moment, la Stoienești nu a ajuns nimeni din conducerea județului pentru a vedea la fața locului cum stau lucrurile. Astfel, dacă autoritățile nu iau măsuri în scurt timp, iar natura continuă să se dezlănțuie, municipiul Câmpul Lung riscă să rămână fără căi de acces.